Stimați cetățeni, motivat de drama pe care am trăit-o și încă o mai trăiește întreaga planetă, voi încerca să transmit concetățenilor mei un alt fel de mesaj. Un mesaj care să nu cuprindă nicio undă de politică, încrâncenare și nimic din cele ce ne-au făcut și ne fac atâta rău. Marea sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos trebuie și ne obligă să fim buni, milostivi și plini de evlavie, să încercăm să lăsăm la o parte rivalități și tot ce e rău și împreună să întâmpinăm cu bucurie Marea Sărbătoare și sfârșitul anului 2020. Cu încredere că anul care vine, 2021, ne va fi mai bun și împreună să trăim în liniște și pace aici unde ne este locul. Asigur-și de această dată cetățenii Comunei Ardeoani că în calitatea mea de primar și cetățean al acestei comune voi face tot ce este posibil pentru a vă asigura dumneavoastră și familiilor dumneavoastră siguranța de care avem atâta nevoie, fără niciun fel de excepție, indiferent de opțiunile dumneavoastră, religioase, politice, ori de altă natură. Să ne rugăm împreună Bunului Dumnezeu să ne ocrotească și să ne binecuvinteze cu toată dragostea. Cu mult respect al dumneavoastră primar, Victor Diaconu. Sărbători fericite!